Salut, bine v-am găsit la Ia zi-mă, concursul de cultură generală, care e mai mult de generală decât de cultură. Eu sunt Paul Lungu și... Asta v-a plăcut, ok. De obicei nu se redă la, mai nimeresc și eu uneori. Eu sunt Paul Lungu și în episodul, în semifinala de astăzi, avem ca de obicei trei concurenți care vor concura pentru o poziție în finală și premiul de 1000 de euro oferit de Vlad Casino. Iar cei trei participanți amuzanți de astăzi sunt Victor Băra. Alex Dobrotă și Mario Nistor. Am lungit numele tău, că aveai două uri în el, am zis că ar suna mai Mario Nistor. În fine. Ce faceți? Cum stați cu cultura? Super. Rău. Okay. Rău, dar okay. Trebuie să terminăm o dată cu concepțiile astea, cum comedianții trebuie să fie și inteligenți. Doar ce am demonstrat. Spun în propoziția asta. Asta e scopul emisiunii, să demonstrăm lucrul ăsta. Da. Ca să ajungeți în finală, trebuie să răspundeți la întrebările de astăzi, care o să apară imediat aici pe televizor, și se împart în 5 categorii. Categoriile de astăzi sunt steaguri similare, X și 0, altă artă cenzurată, detectivii și Bill Hicks este comedianul de la categoria de comedie de astăzi. O să vedeți mai multe despre cum funcționează categoriile astea pe parcurs, dar mai întâi începem cu runda 1 ca să vă obișnuiți cu ele. Hai să intrăm în runda 1. În runda 1 o să luăm prima întrebare din fiecare categorie, să vedeți cum arată categoria și o să răspundeți fiecare dintre voi scrind pe chestia aia. Okay. Da, și primiți. Dar astea se pun? Da, se pun. Sunt pe bune, să jucăm pe bani. La un comedian funny, în afară de Bill Hicks, nu aveați? Da, să mori, deci sunt cele mai aleatorii. Bill Hicks, oh my god, steaguri. Am avut 18 episoade sau ceva, am ajuns la Bill Hicks. Era mișto să fii un comedian pe care îl apreciem. Da, da. Hai că e ok, da, Bill Hicks. Da, chiar așa, da. Bill Hicks okay. A fost o legendă la vremea lui. X și 0, da. Adică e un joc. Ei, o să vedeți voi ce e la X și 0. Hai să începem cu steaguri similare. Asta e destul de evident despre ce e vorba, doar că asta are două variante ajutătoare. Toate de aici au două variante ajutătoare, aveți șanse 50-50 și e despre steaguri similare. În cazul ăsta, care este steagul României? Celălalt e Ciad. Trebuie să răspundem serios la asta? Da. Ok. Sunt ușor diferite. Nu, cum? Eu știu. Bă, suntem români, hai, nu știți steagul României? Dar spuse și în aceleași ordine. Să moară... Eu acum mă gândesc dacă chiar sunt în aceeași ordine sau e doar un efect de la vizual. Îs la fel. Nu, tot ce, nu, ce observ e că un steag are un albastru mai închis. Atât, ai diferența? Păi, în primul rând, asta steagurile. A fost și o problemă internațională între Ciad și România din motivul ăsta, dar da. Apare nu s-a rezolvat. Sunt nuanțe diferite la fiecare, nu s-a rezolvat. La nuanță? Da, e nuanță Jesus diferită. Christ. E destul de sigur că ați văzut steagul României de foarte multe ori. Eu cred că subconștient acolo dar undeva... Da, l-am văzut decolorat, că a stat mult în soare exact. Asta e faza. Da, îl vezi după ce a stat la soare. Poate aveți subconștient acolo informația, eu am încredere în voi. Scrieți răspunsul, vă rog, mai aveți 10 secunde, nu vreau să fiu eu ăla. Adică da, am scris, dar să nu vadă ceilalți. Așa, să nu copieze care nimeni. Care ai spus că e cealaltă țară? Ciad, în Africa. Ok. Mai este și Andorra și Republica Moldova cu un steag similar, da. Dar alea au siglă mare pe ele, sistemă mare pe ele și nu le-am inclus pe alea, de-aia le-am pus pe Ciad. Și hai să vedem, încerc pun cu Victor, tu ce ai zis? Eu am zis... Azi B, efectiv B. Da. Efectiv B, A, B. B, A, B. Ok. Eu mă așteptam la întrebarea asta să fie un pic mai simplu, chiar dacă pare grea. E grea. E foarte grea. Mă așteptam cumva tot steagul României pe care l-am văzut de atâtea ori să-ți dai seama că este A, B, okay. Cycle. E un pic mai închis B și am făcut-o, dă-i uite, am făcut și o mică comparație ca să vedeți diferența. Da, e foarte vizibil, într-adevăr. Da. E diferit. Păi acum că le pui așa, da. Da. Normal. Acum, clar. Păi acum văd și eu. Vorbesc serios? Sau? Nu. Okay. E efectiv, e aceeași culoare. Ciadul are albastru mai închis și galben mai închis și roșu mai închis. Toată lumea știe. Acum o să știe niște oameni. Bun, hai să trecem mai departe. Categoria 2, X și 0. Aici avem diverse chestii legate de X și 0, nu neapărat jocul. Dar diverse X-uri și 0-uri. Spre exemplu, pentru 100 de puncte zice așa. Ce semnificație au literele XO, XO, XO în limbajul internetului?
A, pupici și îmbrățișări. B, râs bat jocuritori. C, o să mă omor. Victor ia foarte în serios joc. Ești primul pe care îl văd să scrie așa. Păi da, că copia Dobrut, nu vezi ce în alții. Vede. Plus că pare că ai copiat la școală. Nu? Am copiat. Ai trecut prin școală. Da, spre deosebire de ceilalți concurenți. A scris toată lumea răspunsul? Da. Începem cu Dobrotă. A, înseamnă pupici și îmbrățișări. Mario? Pupici și îmbrățișări și Victor? Efectiv, pupici și îmbrățișări. Sigur nu înseamnă râs bat jocoritor când ești... Cred că fiecare a ales ce își dorește mai mult să primească. Da, e ce n-am primit când eram copil. Exact. dacă întrebarea era de ce suntem sătui, atunci am fi ales B-ul. Da. Da. Sau da. Răspuns corect este, bineînțeles, A, fiecare 100 de puncte. Asta a fost prima de la X și 0, dar restul o să fie diferite. Nu e niciuna la fel la X și 0, mereu e cu alt X și 0. La altă artă cenzurată aveți 3 variante, 4 variante ajutătoare, deci mai întâi 2, pe urmă 3, acum 4. Și la asta îi zic altă artă cenzurată, că am avut în sezonul trecut artă cenzurată și am repetat categoria cu alte chestii și am zis, știi, ca să nu zic... se uite de puncte, că văd că nu le-a trecut. Nu se uită. Așa. Nu se uită. Avem o atent dacă echipă vigilentă acolo. Și la artă cenzurată practic arată ceva de genul ăsta. Această pictură de Hieronymus Bosch din 1502 prezintă un magician de stradă, un public adunat în jurul său și încă ceva care este ascuns. Ce se întâmplă acolo? A. Omul ascunde ceva pe mânecă, omul este jefuit în secret. C. Îi arată organele genitale pe afară, organele genitale pe afară. D. Omul are o găină vie sub braț, acolo unde e cenzurat. Este o pictură renumită, se numește The Conjurer. Aha. Da, foarte renumită. E, știu că chiar ieri citeam despre ea. Despre asta. Deci nu sigur nu e A, pentru că dacă ar ascunde pe mânecă cineva, ar fi ceva magicianul, nu? Nu unul din public. Așa te-ai gândit, da. Deci stai, omul care este unde scrie aici, cenzurat. Aici, unde e cenzurat, ce se întâmplă acolo, în spațiul ăla? Ceva neortodox. Ascunde ceva, e jefuit, îi atârnă pe afară... O găină? O găină sub braț. Ia târnă găina pe afară. Cred că, da, eu sunt hotărât. Da, și eu cred că mă duc cu cel mai puțin, probabil. Mario, ai scris? Da. Tu ești primul, te rog să ne arăți. Ok. Mi se pare cel mai evident. Ce? Îi atârnă pe afară genitalele? Da. Ok? Eu? Victor, da? Tot C și B. Eu sunt din Brăila. Ești din Brăila, ele cu jefuitul, restul sunt cu penisul pe afară. Răspunsul corect la asta este B. Omul este jefuit în secret. Acolo e... De aici au plecat multe din stereotipurile astea, pentru că a făcut mult rău magiei pictura asta, că de aici a plecat. Vezi că magicienii te fură pe la buzunare. Dar așa activau. Când făceau alba neagră pe stradă, lucrau cu altcineva care... Și asta în 1500. Mie mi se pare fascinant că cineva a pictat asta în 1500. Abia aveau pânze pe atunci. Ok, hai mai departe. A patra categorie, detectivii. See what I did there? Am pus un TV acolo. Aici nu mai aveți variante de răspuns. Aici trebuie să-mi dați voi răspunsul din cap. Și este vorba despre diversi detectivi care apar pe la TV. Întrebările arată ceva de genul ăsta. Pentru 100 de puncte, răspunsul corect e un serial. În acest serial, detectivii din Los Angeles rezolvă crime cu ajutorul lui Satana. Cred că știu. N-ai văzut serialul în care detectivii rezolvă crime cu ajutorul lui Satana? Nu. Sincer, nu l-am văzut, dar am o idee. Ai o idee. Simt să menționez că nu l-am văzut ca să păstrez respectul prietenilor mei care se uită la emisiuni. Din păcate l-am văzut pe tot. Braf la chestiile astea. Atunci poate n-ar trebui să mai alegi să alegi categoria asta. Ei, dacă nu știi, nu știi, aia e doar 100 de puncte, nu-ți fă griji, să mai sunt, mai e mult. M-am uitat pe zine, o să recunosc, m-am uitat pe zine. Te-ai uitat la mine? Nu, la serial, doar primul sezon am văzut. Din toate chestiile pe care ar putea să le facă Satana când vine pe pământ? Să ajute detectiv. Ajută detectiv să rezolve crime. Credibil. Bun. Victor, începem cu tine. Lucifer, ziceai că nu știi. De ce ai scris Lucifer? Că e singurul lucru pe care îl știu.
Știi un serial care se cheamă Lucifer? Se cheamă sau ai Lucifer. Anticipat-o ca, sau ai copia de la... A copia, sigur. Nu, știu de... Am văzut pe Netflix Lucifer și m-am gândit, băi, singurul pe care îl știu, încerc norocul. O fi despre asta. Da. Alex, Lucifer și Mario. Lucifer. Și răspunsul corect este, bineînțeles, Lucifer. Nu pot să cred. Aplauze pentru Satana. Efectiv. Acum că l-am aplaudat pe Satana, putem să trecem mai departe. Eu cred că Dobrota a copiat. Ultima categorie e categoria de comedie, în cazul ăsta Bill Hicks. Voi trebuie să completați gluma, completați citatul, completați punchline-ul și la 100 de puncte avem așa. Deci e singurul de la care nu știu chestii. Și eu la fel. Efectiv. Eu unul am nevoie de somn. Îmi trebuie cam 8 ore pe zi și vreo 10 pe puncte, puncte. Eu unul am nevoie de somn. Îmi trebuie cam 8 ore pe zi. Mă așteptam să aveți asemenea probleme cu Bill Hicks. Am crezut că o să vă placă Bill Hicks. Nu că acum orice răspuns funny îmi vine în minte, trebuie să-l șterg și să mă gândesc la unul care nu e funny. Le-am ales destul de jokey, așa, astea pe care le-am găsit. Le-am ales pe alea mai... Vreo 10 pe oră. A scris toată lumea? Acum. Mario, vezi că n-ai timp nelimitat aici. Ce crezi că e? Nu, e. E cuvântul ăsta lung. Și nu știu să-l scriu, șterg mult. Ai șters și ai scris de o grămadă de ori. Te răzgândești sau scrii literă cu literă? Ce se întâmplă? Da. Scrii literă cu literă. Gata. Dacă-ți vine să crezi, așa scrie el, literă cu literă. Cum altfel să scrie? Da, nu știu unde am învățat să scrie așa. Că scrie o literă, o șterge, scrie o literă, o șterge. Alex, începem cu tine. Ce ai zis? Oră. Și vreo 10 pe oră? Da. Vreo 10 ore pe oră. Ok? Da. Mario? Pe săptămână. Am zis să încerc. Ok? M-am zis cu cel mai evident. Ah, bravo. Okay. Da, acolo era. Okay. Cel mai evident. Am nevoie de 8 ore pe zi și vreo 10 pe noapte. Glumă. Da, ăsta e răspunsul. Am ghicit? Da. Nu pot să cred. Am ghicit. Efectiv. Câtă lipsă de respect pentru Bill Hicks aici. Dacă ar fi viu. Nu, că știam, asta era faza. Da, nu, știi pe asta. Știam, bun. Știam. Asta a fost runda 1, ați văzut cum arată categoriile. La finalul ăsta avem 300, 400, 200, destul de strâns. Se poate întâmpla în continuare orice și cu asta trecem în runda 2. Ok, în runda 2 vă alegeți voi ce întrebări vreți de aici și ce valoare în punctaje. O să trecem pe la fiecare, facem 4 ture în total, da? Deci fiecare dintre voi va răspunde la 4 întrebări. Vă alegeți de aici. De asemenea, trebuie să vă menționez că una dintre întrebările astea care sunt rămase este întrebarea specială de la Vlad Casino, pe care dacă o nimeriți, mai câștigați 100 de euro dacă răspundeți corect la ea. Dar dacă o nimeriți, e una dintre astea, ok? Și pe lângă asta vom mai avea runda 3 la final, dar vă explic mai mult atunci. Începem acum cu jucătorul cu cele mai puține puncte, Mario, tu ești primul. Ferrar. Îți alegi ce contează că ești primul? Zici că, aoleu, eu sunt primul. Nu voiam, e ok. Artă cenzurată 200. 200? Marc. Modest. Modest, la 200 se duce. Ajungi la egalitate cu Dobrota dacă răspunzi corect la... această pictură de Henry ce? Putem răspunde toți? Nu, acum este rândul lui. Doar el? Da. Păi și pe urmă nu-i corect. Ba da, e foarte corect. De ce nu e corect? Pentru că știu. Că o știe și eu știu și eu. Poate o să știi și altele. Să sperăm. Da, această pictură de Henry Fuseli, asta e nume de paste, din 1781, se numește Coșmarul și prezintă o femeie adormită, un cal dubios și încă ceva. Ce lipsește? O căpiță de fân, un demon mic, un bărbat care o pipăie, trei săbii înfipte în ea. E de, Mario. De. De. Scrie de. Scrie de. Bă, măcar răspunsul ăsta chiar să-l știu. Efectiv. Nu trebuie să mai scrii, poți să-mi spui direct. B. Dar zici B, adică un demon mic. Și de ce ești atât de convins, de ce e toată lumea atât de sigură de chestia? Te-ți experți în arta acum? Am văzut tabloul ăsta. E... Ai văzut mi se pare, practic, mi se pare sleep paralysis. Da, exact. Da, da, când cauți sleep paralysis îți apare chestia asta. Pentru că este într-adevăr un demon mic. Ăsta este răspunsul corect. Felicitări. Ai avut noroc. Mă simt foarte ai bine avut, să știi. Ai avut noroc. Da. Întrebare mică de 200 de puncte, adică, ei măi, altele sunt mai... Avut noroc. Victor, ia, tu ai noroc? Ce alegi? Să vedem. Tot artă, că restul nimic nu știu. Ok. De cât? De cât 300. 300, alta artă cenzurată.
În această pictură de Paul Rubens din 1608, toate regiunile cenzurate sunt pline de A. fructe, B. ulcioare de vin, C. șerpi, D. bebeluși morți. Poți răspunde? Știm că o să alegi D deja. Fiecare. No. Ce te atrage sexual? Exact. Ulcioarele de vin? Nu, stai, stai, stai să mă gândesc. Au o crăpătură, gura prea largă. N-ar avea sens să arunce cu bebeluși morți unii în alții, asta... Cui? Șerpi, eu cred că ar fi mai speriați cu șerpi. Ești sigur? Păi ce se întâmplă în imagine? Mario, nu. Cine trântește, cine, cum reacționează oameni, ce se întâmplă? Uite-te cu atenție. Vrei să te ajut? A? Poți să te ajut? Zi. Măi, sigur? Pe ce mi-e? Ce mi-e? Poți să-l ajungi dacă vrei, da, ce ți-e? Simt nevoia să mă dau mai în spate un pic, ca să știu că vorbesc. Victor? Efectiv, nu-mi dau seama. O să merg cu... O fi bebeluș? De ce ar trânti oamenii ăștia bebeluși morți? Cine ar face așa ceva? Pentru că e fun. Adică cine, întrebarea e cine n-ar face asta? Da, o să merg cu... Hai, Victor, încă 10. Ulcioare de vin. Ulcioare de vin. Băi, nu mai beți vin? Răspuns final? Da? Da. Răspuns greșit. Răspunsul corect este bebeluși morți. Efectiv. Prezintă o scenă biblică în care fiecare prim copil a fost ucis. Ah, ok. Știu. Da. Asta era. Știi, am văzut că știi. Cine ar picta așa ceva, bebeluși morți? În fine, hai să nu ne mai uităm la ea, trecem mai departe, nu știu dacă avem voie cu asta pe YouTube. Alex? Da, o să fiu viteaz și o să aleg detectivii de 500. Ești atât de prima. Cu televiziunea cu astea? Da. Hai să vedem. Foarte bună despre tine. Da. Hai să vedem, stai cel mai greu. În acest serial, detectiv din San Francisco rezolve crime cu ajutorul unui consultant cu tulburare obsesiv-compulsivă și numeroase fobii. Monk este răspunsul. Ai văzut serialul ăsta? O parte. O parte. Și despre ce era vorba acolo? Despre detectiv care rezolvă crime cu ajutorul unui consultant cu tulburare obsesiv-compulsivă și numeroase fobii. Așa este, răspuns corect. Monk. Pe serialul Ethel. Ethel. Na, fiecare cu ce. Dobrota și-a găsit categoria. S-a uitat la foarte multe seriale, aparent. Că la știu pe cel mai greu. Este un serial de acum 15 ani sau ceva. Alte chestii de făcut. Da, da, pa, Exen încă îl mai dă. Da, așa e. Mai era unul pe care nu l-am inclus, vă zic acum. E unul, ar fi sunat întrebarea așa. În acest serial, detectiv din Rusia rezolvă crime cu ajutorul unui om care are simțul mirosului super dezvoltat. Este un serial adevărat pe Netflix, se cheamă The Sniffer. Nu l-aș fi știut. Nu cred, The Sniffer. Da, dar nu l-ar fi ghicit nimeni pe ăsta așa că l-am pus. Poreclata pe Tinder, nu? Da, username-ul tău pe Tinder. Ok, Mario, iarăși venim la tine. Mă arunc la artă cenzurată 500. Artă cenzurată 500, bun. Această lucrare de Marcel Duchamp din 1916 este considerată prima sculptură kinetică din istorie. Ce obiect a atașat artistul de scaun? A, o rachetă de tenis, B, o roată de bicicletă, C, o antenă radio, D, un scaun mai mic. Pui un scaun pe un scaun, dacă asta nu iartă. Ok. N-am idee. N-ai văzut lucrarea asta în vreun muzeu sau ceva? Nu. No. Nici n-am auzit de artist, nu. De Marcel Duchamp, n-ai auzit? Nu. Cum să nu auzi de Marcel Duchamp? Unde ai trăit, frate? Băi, Duchamp, frate. Scuze. Cum nu știi? Ce? Cred că a fost profesorul lui Brâncuș. Nu prea am dat seama ce se vede acolo către ce e prins scaun. Păi e un fel de chestie. E un fel de chestie. O chestie neagră, orice ar însemna. Da, e un fel de chestie neagră de care e atașată altă chestie. Da, are un scaun bun de așezat pe el. În jos, pe un scaun. A, trebuia să pun un dildo, asta era. Nu pare a roată de bicicletă. Se așez pe scaun și da. Un scaun mai mic. Nu e dildo, îți zic. Păi da, aia întrebam eu. Dar mai sunt alte indicii în întrebare acolo. E greu de ghicit, mai... e pus cenzuratul ăla, l-ai pus chiar acolo. Da, da. Dacă îl puneam în picioarele scaunului, era cred mai ușor. Să-l pui mai sus sau ceva. Ai indicii în întrebare, în textul întrebării pe care nu le-ai luat în calcul. Mai uite-te odată. Sculptură kinetică. Dau 20 de secunde, Mario.
de trăit în viață. Ce înseamnă sculptură kinetică? Adică ce e kinetic? Care se mișcă, adică care e în mișcare. Care se mișcă. Cum făcea Jean Grey în X-Men, știi? Că cum fac antenele. Hai 5 secunde, Mario, 5, nu știu, mă arunc 4, la B, 4. Mă arunc la B o roată de bicicletă, zic și eu. Te arunci la B o roată de bicicletă? Da. Spuns corect. Nu cred. Bun. Nu. Antenă radio, a? Pot să cred. Toate puteau antenă fi radio. Kinetice cât de cât, că și o rachetă de tenis, să nu te miști cu ea, dai cu... Bun. Câte mai avem? Suntem iarăși la Victor. Eu. Ești pe ultimul loc momentan. Fă o sconteze data asta. Răspuns la un 500 și pac, ești back in the game. Deci steaguri nu știu, X și 0 nu știu ce e acolo. Cred că zici că nu știi ce X, nu știi X și 0. Adică știu X și 0, dar poate fi orice. Poate fi orice. Da. Fel ca în viață. Uite, X și 0, 500. Ok. Știi să joci X și 0? Da. Ok. Așa. Dacă adversarul tău începe cu un X în colț, care este singurul loc unde poți pune 0 astfel încât să fii sigur că nu pierzi? Ce? Ce? Da. În mijloc, sigur? Da. Știi tu strategia optimă la X și 0? Nu. Dar atunci de ce zici ce? Zic cu încredere. Mi-am zis că așa funcționează în viață. Zici chestii cu încredere și merge. E adevărat. Încrederea e una dintre cele mai căutate calități în oameni. Ca și cum știi ce ne place nouă la oameni? Să se prefacă că știu, domnule. Da. Asta e important. Zici ce? Răspuns final? Da. Ce răspuns final? Ce răspuns corect? Ăsta este în mijloc. În mijloc. Oriunde altundeva, dacă pui, te bate adversarul dacă știe cum să joace. Dacă pui în mijloc, poți să faci remiză. Ok, 800, 900, 900, ce joc apropiat. Dar Alex, tu ai o întrebare în minus, poți să te detașezi acum dacă răspunzi la ceva. O să merg pe formula câștigătoare, tot detectivii. Aoleu, 400. Detectivii, o să fie 400. Ok, bun, 400 detectivii. În acest serial, detectiv din New York rezolvă crime cu ajutorul unui autor de romane polițiste. Ah, fuck, pe ăsta nu știu. Am găsit unul. Cu Sandra Brown ei. Am găsit unul. Un autor Sandra Brown, nu știu. Polițist. Îl știi pe ăsta? Cred că da, cred. Ok. Dăm puțin timp, s-ar putea să îmi vină. Ai 40 de secunde. Deci NCIS sigur nu e. Asta, nu. Sandra Brown. Ah, e serial, nu știu. E serial. E serial, da. Mă gândeam la fel. Așa, Alex. Știi, nu știi, nu știi pe asta. Nu știu, dar nu știu, o să zic. Inventează un nume dacă nu știi. Da, The Sniffer. The Sniffer. The Blower. Nu, răspunsul corect este Castle. Așa se cheamă, Castle. Nu știe nimeni, nu știe ce față are. Da. Ăla e Nathan Fillion, este unul din un mega renumit actor. Bun, dar stai, ești încă pe locul la egalitate, pe locul întâi, încă se poate întâmpla orice. Am făcut până acum două ture din runda 2, mai avem încă două ture din runda 2 și am introdus ceva nou în sezonul ăsta, mai exact niște variante ajutătoare pe care le am aici. Puteți să le folosiți în una din astea două întrebări pe care le mai aveți și atât. Nu în runda 3, doar acum puteți să le mai folosiți. Fiecare variantă ajutătoare e diferită și o să vin acum să vi le dau. Alegeți una la nimereală. Care cum vreți. O să citesc? Și ne uităm la ele. Eu am întreabă-l pe Paul. Da, cele trei variante ajutătoare sunt întreabă-l pe Paul, adică pe mine, întreabă-l pe Google, adică telefonul, sau întreabă publicul și puteți să o folosiți odată, nu? Păi și dacă dacă te întreb pe tine, îmi dai răspunsul? Îți dau un indiciu puternic. Și dacă întreb publicul, puteți să vorbiți cu publicul timp de 30 secunde, ce vă zice publicul? Vă zice? Da, dar aici publicul aici are și el Google, nu? Corect. Nu? Nu v-ați dat telefonul pe avion. Mi-ai găsit eroarea deci în sistem. Deci aici e 50-50, dacă întreb pe ei, se poate să nu ajute? Dacă e unul cu suficientă încredere în el, ar putea să-l se poate ăla. Să. Poate știe. Se poate să, nu mă... Da. Iar la întreabă pe Google, îmi spuneți o întrebare, o formulați cum vreți voi, și eu îl întreb pe Google vocal, în engleză, chestia aia, și ce auzim că răspunde, aia e informația pe care puteți să o folosiți. Am înțeles. Okay? Dar aveți grijă Google, că nu? Dacă puneți o întrebare prea vagă, nu o să vă răspundă nimic. Bun. Mario, iarăși rândul tău. O să fiu plictisitor ca de obicei și mă duc tot la Arte Cenzurate 400. O voia Victor pe aia.
Ce să-i faci? Vreau să câștig, Victor. Mario. Hai să vedem, ultima artă cenzurată e așa. Diego Rivera este unul dintre cei mai importanți artiști mexicani din istorie și în această pictură din 1935 prezintă un om care care un coș plin de flori, banane, haine, bebeluși morți. Sper să nu fie tot bebeluși morți. Orceata, bebeluși morți, bă, mergi pe bebeluși morți. Ai încredere? Ar fi tare să fie bebeluși morți, că eu nu cunosc asta. Păi până acum e varianta câștigătoare. Pare că bebeluși morți chiar în... Bă, gândește-te ce au în Mexic, au horceata. Bebeluși morți. Bebeluși morți au și în Mexic. Chiar au, serios. Ce ești intinsiști atât de mult pe horceata asta? E mexicană. Ok. Tacos. Din ce se face horceata? Orez. Orez nu e acolo. Avocado. Droguri. Să nu mai încurca. Hai să nu fim rasiști. Bă. Chiar încerc ca să mă gândesc aici. Zi, Mario, care să... Ce-ar putea... Ce, ce crezi că face omul ăsta? Păi plin de mustăți. Mă gândesc la... Pare că e sclav. Pare că e sclavă. Zic eu. Pare că nu îi place munca lui și... Nu știu, mă gândesc ce probleme aveau ei prin Mexic la vremea aia, mă gândesc că... Tequila. Păi... E... Femeile atunci când pierdeau o sarcină... Puneau în spatele la bărbați, vezi? Adunau toți petuși într-un loc. Într-un loc și cărau la sfârșit. Exista job de cărăuși de bebeluși un bărbat care pierdea la table ziua aceea, își lua un coș în spate și trebuia să-i ducă pe toți la râu. Deci el vine de la maternitate. Nu, sau înecau bebelușii ca pisici, știi? Jesus, nu-mi vine să cred că am zis chestia asta cu voce tare. Bă, asta să tăiați. Victor, Victor, un motiv foarte bun să n-am încredere în tine, vezi? Dar ei făceau, nu eu. De ce? Mă, nu știu. Nu eu sunt de vină. E așa, pe fundal sunt frunze, deci plantație, așa. Ori flori, ori banane. Așa. Eu cred că flori, că banane, bananier, e un copac, zic flori. Zici flori, că bananierul flori, e un copac. Pare o logică simplă, bananierul dar nu e pare... tehnic un copac, e o iarbă, cică, da. Nu mă face să mă gândesc, iar te rog. E flori. În ce legătură cu întrebare? E flori. Zici flori? Flori. Sigur? Da. Mario zice flori. Și are dreptate. Felicitări, asta este. Se cheamă... The Flower Carrier se cheamă pictura asta. Au ăștia cu picturile lor un mod de a le descrie așa, fără niciun pic de creativitate. Femeie cu batistă. Da, pictură. Da. Da. Asta era bărbat cu altcineva. În genunchiat. Bărbat și ceva. Ok, Mario, ai ajuns pe locul întâi. Bravo ție. Mm. Nici nu ți-ai folosit varianta ajutătoare, încă mai ai o ocazie să o folosești dacă vrei. Okay. Nu vrei să o folosești? Sunt plictisitor și mai știu câteva. Victor? Să merg cu XC0400. XC0400. Dacă o câștigi pe asta, o să faci 1200, ești pe acolo. Hai să vedem. Dacă iei un creion și îl pui pe o tastatură, astfel încât radiera să fie pe X și vârful pe 0, atunci care dintre următoarele taste nu ar fi atinsă deloc de creion? A, G, B, R, C, C. C, C. Cât de plictisit să fii încât să faci asta și să descoperi chestia asta? Serios, da, a ajuns deja emisiunea la sezonul 3, îți dai seama că să fac mult mai greu întrebările. Hai că, cum ai zis, steaguri nu știi, dar tastatura ai folosit în viața ta, nu? Da, da, da. Okay. Dar n-a folosit un creion pe tastatură, cred. B. B, R. Da. Da. R este răspunsul lui Victor și este corect. Am și uitat, nici nu mai știu. Hai, hai. Aici ai râu. Aici ai râu. C-ul e acoperit, G-ul e acoperit, îți fix. Fix pe aia. Vreau că n-a fost așa de rău X și 0. 1209. Dobrote, erai da. Detașat pe locul întâi. Ce se știu, întâmplă mă. Acum? Mai și o variantă ajutătoare. Am flashback-uri din liceu. Cum? Am pornit bine și apoi... Drogurile, frate. Trebuie să aleg ceva cu multe puncte ca să-l depășesc pe Mario. Haideți să vedem Bill Hicks, 500. Aoleu, cu câtă reticență a zis asta. Da. Hai să vedem Bill Hicks pentru 500.
Zice că tot beat-ul, referindu-se la știri. Eram sigur că ați dat vivare. Astăzi, un tânăr care consumase LSD a realizat că toată materia este doar energie condensată într-o vibrație lentă, că suntem cu toții o singură conștiință, experimentându-se subiectiv, că nu există moarte, că viața e doar un vis și că suntem propria noastră imaginație. Acum iată-l pe Tom cu... Trebuie să fie un răspuns stupid după toată teoria aia, clar. Mario, tu știi? Paza o știe, da. Paza o știe. O știe, Mario. Mario, poți să te duci puțin până în public, ca să întreb publicul. Nu, întreb publicul? Nu, n-are rost să-i rosească. Da. Dar nu, că e... mai are o întrebare după, nu? Nu știu, mai am o întrebare după, da. Mie mi-a venit primul cuvânt, ceapă, dar nu cred că te ajută. Iată-l pe Tom. Tom cu ceapă? Uite-l pe Tom cu o ceapă. Nu, nu prea. O ceapă legată la brâu, așa era moda pe atunci. Ceapă? Ceapa legată la brâu, da. Așa se... Aș fi zis în pielea goală, dar nu. Iată-l pe Tom cu... Cartof? Cu demență. Cu coșuri? Nu. Cu angoasă existențială? Nu, ăla ești tu. Nu tot. Am zis la început Tom, că e referindu-se la știri. Vorbea despre știri. Despre știri? A, păi nu ajuta, că eu am cartea. Am zis înainte, dar n-a auzit el. Ah, okay. Ok. Am crezut că ți-i imediat a trebuit Victor. Nu știu dacă te ajută asta, dar să ai toate informațiile. Hai, Alex, încă 20 de secunde. Gata, ți-am dat drumul la ceas. Dar și dacă e la știri cu reporterul nostru la locul evenimentului. Cavalerul. Cu efectiv nimic. Gata, Alex. Cu microfonul, gata. Cu microfonul, spune. Whatever. Zice că whatever. Bill Hicks scrie grume proaste. Ai reușit cu asta. Dar nu ăsta e răspunsul. Este iată-l acum pe Tom cu meteo. Cu vremea. Da, mă gândeam vremea. Ah, fuck da. It. Era smart gluma asta, ok, cedez, gluma asta a fost bunicic. Sunt sigur că Bill Hicks apreciază sprijinul tău. Da, ai rămas puțin în urmă, dar încă mai ai șanse și pe urmă vine și runda 3. Mario? Doar pe aia poți să zic sigur că știam de la Bill Hicks, nu știu dacă aș mai... Hai, încearcă alta. Da, dar ești și tu scriitor de glume, poate o mai anticipezi așa punchline-ul, poate... Mă, ia 400 de la Bill Hicks. Păi depinde că... Hai. Deci, aoleu, ce dracu pe umăr e, Victor. În niciun caz, X și 0, să zicem, steaguri, nu, prea frică. Deci nimeni nu știe steaguri. Nu că nu știu steaguri, dar la prima... Nu. Bă, nu. Știu oamenii din public steaguri, poate. Adică gândiți-vă și la asta, că mai variantă ajutătoare. Ce variantă ajutătoare? Gândește-te... Care dintre astea te-ar ajuta mai el bine? El nu vrea să spună ce variantă ajutătoare are. Este de pornit pe secret time. Încă nu vrea să ne lase. Hai, Mario, stai mai mult să-ți alegi categoria decât să răspunzi la întrebare. Da, așa e, bine, ok, o să mă duc X și 0300. Ai dezamăgit pe toată lumea. Poți să câștigi, dar nu mai contează. Lasă. Bă, măcar la steaguri ai două variante. Adică e 50-50, tot mai nimerești una. Okay. Ai zis, hai să vedem. Cum se chema această emisiune din Statele Unite în care diverse vedete erau așezate într-o trabă de X și 0 și jucătorii umpleau celulele fiind sau nu de acord cu răspunsurile vedetelor la întrebările de cultură generală? Era un concurs de cultură generală cu X și 0, arăta așa, tel pe William Shatner, diverse vedete. Se chema A. Tic-Tac-Doe, B. Hollywood Squares, C. Three to Win. A, vezi? Mare curaj pe mine, într-adevăr. Da. Ai auzit de această emisiune? Nu. Dar încerc așa să-mi dau eu seama, deci... Vezi, mai bine Squares e prea on the nose, n-are cum să fie, ar fi prea la mintea cocoșului. Care? AB-ul, n-are cum să fie, că ar fi prea la îndemână, n-are cum. Tic-Tac-Doe, am auzit de ceva care există Da, nu cred că era emisiune, da, zic da. Și eu. Eu mă gândeam la ce, 3 to win, că na, că știi dacă sunt 3 variante. Ar fi o... Eu așa m-am gândit. Da. Da. Hollywood Squares... Nu că mă iau după Dobrota, dar chiar nu, lasă, nu sună nimica. Nu, sincer, o să zic ce, că la asta m-am gândit de prima dată. Ce? Bune. Ce? Da, păi ar avea sens, Street Win, zic și eu. Toate ar avea sens cât de cât, dar ce răzici, da? Da.
Bun, răspuns final. Ce răspuns? Corect. Greșiți, cât de malefic e Dobrota, că el și te-a păcălit să nu alegi pe aia corectă. Nu, chiar, nu, pe bune. Chiar mă gândeam la 3 to win. Că e și 0. Eu așa m-am gândit. Ți-a zis din prima că Hollywood Squares n-are cum și l-ai crezut. Cum l-ai crezut? Adversarul tău. Cerci, da, chiar m-am gândit de prima dată că 3 to win e X și 0. Iar am flashback-uri din liceu. Am inventat eu 3 to win, Mario, că trebuia să mai găsesc și altele. Eu zic că logica n-a fost rea. Oricum, tot ești pe locul întâi, Mario. Bine, mă, și... Ești acolo? Dobro, tot e rău. Și asta a fost ultima lui întrebare? Da, 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 da. Și nu ți-ai folosit varianta ajutătoare? Nu, și nu folosit. Că n-ai vrut-o. Ce aveai? Întreabă-l pe Google. Și n-ai vrut să-l întrebi pe Google? Nu, că am fost chiar sigur pe mine. Google, încă lucrează cu Yahoo. Dacă îl întrebai pe Google, asta era... Asta cred că ți-o zicea Google. Că e, știe de emisiunea asta, Google-ul. Eh, tot ești pe locul întâi, încă poți să câștigi, Victor... Eu aleg steaguri 500. Pe bune? Da. Poate o nimerești. Ne vedem. Care e steagul Australiei? Celălalt e Noua Zeelandă. Invoc, întreabă-l pe Paul. Aoleu. Ce mizeră. Steagul Australiei și cu steagul Noua Zeelandei, Noii Zeelande, cum se zice, sunt foarte similare. Da, asta, da, văd. Am observat cu toții chestia asta. Ambele au pe ele constelația Crucea Sudului, care se vede proeminent pe cer din emisfera sudică. Iar Australia are și 100 în plus. Bă. Deci... mai bine făceam schimb și îl întrebai oare pe Google, care e? Care e? 5 secunde, hai! Da, nu mai gândi. Deci... Da, e A. A? A? Stai, deci, stai să răspund corect. Deci, care este steagul Australiei? Australia are un ocean plus? A. Nu m-a zis că Noua Zeelandă are un ocean plus. A. Răspuns corect, A, da. N-aveam... O știam! O știam! Ce să-i zic? O știam! Ce să-i zic la asta? Ce puteam să-i zic? Erau doar două Mario, variante. Mario, scrie acolo. Nu știu. Ești pe locul întâi, Victor, atât de detașat, pe bune? Aoleu. Variante ajutătoare, vezi? Vezi, Mario? Nu e așa, eu așa sunt de când mă știu, nu-i... Stai, mă, că mai ai timp. Așa mai ai timp. Da, stai că poți să pierd. Nu, glumesc, nu. Da. Încă se poate pierde. Acum, Dobrota, e ultima întrebare a ta din runda 2. După aia trecem în runda 3, unde punctele pe care le-ați acumulat până acum puteți să le pariați pe toate dacă vreți. Și o singură întrebare fiecare. O singură întrebare fiecare. Dacă răspundeți corect, vă dublați sau câte puncte ați pariat. Dacă răspundeți greșit, pierdeți punctele alea, da? Deci pariați. Ok, tot steaguri similare, 400. Și vrei să-ți folosești varianta ajutătoare? O să văd, în funcție din întrebare. O să vezi. Da. Hai să vedem. Care este steagul Irlandei? Celălalt e coasta de Fildeș. Uiesează diferite. I think I got it. Și primele erau diferite. O să, da, ok, haideți, o să întreb publicul. Hai, 30 de secunde poți să vorbești cu publicul, vezi care e mai de încredere. Deci, start. Ce spuneți? A. A. B. E B sau A? Am auzit un singur... Tu nu vorbi. Te rog. Gata. Am auzit un singur B. De ce nu-i pui să ridice mână? Poți să văd cum ești îmbrăcat? Da. glumesc. Voi doi spuneți B și restul toată lumea A? B. Deci Irlanda B. B. Voi merge pe B. Dobrota merge pe mâna publicului, care în mare parte zice B și zice corect. Ăla este steagul Irlandei. Vă mulțumesc. Bun, și la finalul rundei 2 avem 1700, 1300, 1300. Poate câștiga oricare dintre voi în runda 3. Runda 3 sponsorizată de Vlad Casino, pentru că puteți să pariați, să câștigați sau să pierdeți tot. Și începem în mod normal cu persoana care are cele mai puține puncte. În cazul ăsta este egalitate între voi doi. O să dăm cu banul să alegem o persoană dintre voi doi. Nu, o să-mi iau așa în spate. Cine vrea să ghicească? Zip, Mario tu. Sau... Hai că zic eu, stânga. Stânga mea, deci dreapta ta. Deci dreapta mea, că ai arătat stânga, de-ai zis dreapta. Dacă ghicești, tu începi. Nu, dacă ghicești, îți alegi. Ah, ok.
Vrei să încep primul sau al doilea? Hai să începă dobrut. Hai să începă dobrut. Încep eu, ok. Nu mai am variante la asta, nu? Îți alegi ce întrebare vrei tu de aici? A, nu, mă refeream, da, sunt doar primele trei au variante ajutătoare, Detective și Bill Hicks nu au, nu? Da. Primele astea, steaguri similare și X și Zero, Detective și Bill Hicks nu au variante. Ok, atunci pariez tot 1300 pe Detective. De cât? De 200, bărăiesc, mai simplu. Teoretic, da, nu, mereu, da, de obicei, 200, 1300 pariez, hai să vedem. Trebuie să o nimerești pe asta. Mă aș surprinde dacă nu o nimerești pe asta. În acest serial, detectiv din New York rezolvă crime cu ajutorul unui magician specializat în trucuri psihologice. Asta-l și eu știu. Asta până și Victor îl știe. Și mie îmi sună cunoscut, dar trebuie să mă gândesc un pic. Ai cunoscut vreodată un magician specializat în trucuri psihologice? Ah, ok. Nu eu. Eu nu sunt ăla, nu? Nu? Nu. Un magician. Ce te gândești? Te gândești la ce seriale ai mai văzut? Sau? Da, mă încerc să-mi aduc aminte seriale. Știu că am văzut ceva la un moment dat cu... A, e un serial destul de... Cred că are vreo 11 sezoane sau ceva a fost. Da? Da. Dar e genul ăla prost, gen NCIS, sau e un serial care e chiar a primit ca și premii? Ca toate restul, niște detectivi care sunt ajutați de un specialist cu puteri speciale, care în cazul ăsta e un magician. The Mentalist. Gata. The Mentalist. Da. De ce ți-a venit deodată așa? Da, mi-am adus aminte. Am zis eu ceva, de ți-am trigăruit ție, The Mentalist. Că e la fel ca toate celelalte. Da. Este la fel, așa e toată categoria, dar da, The Mentalist este răspunsul corect. Mulțumesc. Nu știu cum ți-a venit, că părea că nu știi, părea că nu l-ai văzut. Știam că l-am văzut, dar nu mai țineam minte cum se numește. Ok. Da, un mentalist se cheamă, un magician specializat în lucruri psihologice. Bun, ai 2006, Mario. Clar nu X și 0 din nou. Ce aveți, mă, cu X și 0? Ori la steagul, am impresia că ați răspuns la toate Hicks. La X și 0. Potem? La Bill Hicks îmi e că nu știu, la 400 sau... A, steaguri 300. Păi, în mod normal îți alegi una mai simplă. Nu vreau să dau prea multe indicii, dar... N-ai motiv să-ți alegi una dificilă acum. Ai înțeles, da? Nu știu, pariez tot pe... Pe? Ce? Steaguri 200. Steaguri 200, pariază tot. Ok. Dacă asta e mai grea decât 300, nu știu. Care e steagul Rusiei? A. Celălalt e Olanda. Care e steagul B. Nostru? Ai zis A. N-am, am zis B. Ai zis A inițial și pe urmă B. Mă rog, ai făcut o interjecție. B e răspunsul tău? Da. Păi parcă ziceai că nu știi steaguri. Depinde. A țărilor pe care le place și le admiră, știi. Ok. Corect, ăsta este răspunsul corect. B, 2600 puncte și pentru Mario. Și acum, Victor, soarta e în mâinile tale. Tot ce trebuie să faci e să greșești, da. X și 0, 200. Te-ai antrenat toată viața pentru momentul ăsta. Hai să vedem. Foarte hotărât că la X și 0200 și aici avem, nici nu mai știu ce avem aici. Oh, man, ce teste simple. Aoleo! Care-i valoarea lui X în ecuația? X la pătrat plus X la 3 minus X la 4 egal 0. Cum erai la matematică? Păi, o să aleg 0. Nu mi-ai răspuns la întrebare, cum erai la matematică? Ce anume? Cum erai la foarte mate? Prost. Foarte prost. Deci doar prin simplu fapt că am văzut matematică, am un atac de panică acum. Îmi aduc aminte de lacrimile pe caietul, cu stilou, cu pete, cu alea. Da, pare rău, eu nu vreau să te trigăruiesc. Dar ai zis 0? Încerc să te încurci. Da, nu, stai că mă gândesc. Stai mai puțin, gândește-te stai un pic puțin. Acum, da. Oricum e de 200, nu e... Păi da, se dublează. Deci, vreo ecuație de Einstein sau ceva. Avem o dată 16. Hai să facem 16 la a doua. 16 la a doua. Plus 16 la a treia. Cât e 16 la a treia? 16 la a treia. E mai mult de 16, asta spun sigur. 16. O scria toată lumea că-s prost. Ce? Deci, cred că o să aleg o variantă. Asta ar fi ideal. Dintre cele trei, sigur aleg una, asta spun sigur, B. B0 zici, da? Da. Răspuns final?
Răspuns final. Hai să facem calculele puțin. Cât e 0 la pătrat? 0. Nu are sens. Nu știu. Stai puțin. Nu merge. Împărțirea la 0 nu are sens. Da. Știam. Da, 0 la pătrat e 0 plus 0 la 3 e 0 minus 0 la 4 e 0 egal cu 0. Da, sau poate e 1. Ai, nu eram sigur, îți prea emoționat ca să-mi dau seama, dar cred că e sau și 1. Poate e 16, îți dai seama dacă ar fi 16. 1 plus 1 cine e 2 Dumnezeu minus 1, să calculeze. Deci e 0. Ecuația asta are mai multe rezolvări, chiar are vreo 3, că am băgat-o într-un ăsta să văd. Dar singura corectă din astea 3 este 0. Și cu asta Victor! Efectiv 0. Ce v-am zis înainte? Mamă, cred că o să mă bată după ce ies de aici. Nu, dacă câștiga Mario, poate, da. Un joc palpitant până în ultima clipă și uite, apropiat. Eu am puțin mai multe puncte. Ce înseamnă asta? Mai aveam, așa cum am zis, o întrebare aici care este specială de la Vlad Cazino. N-a nimerit-o nimeni. Hai să o vedem ca să ne asigurăm adică că era Victor acolo. Steaguri similare. Nu. Dar dacă o nimereați și răspundeați la ea, mai făceați 100 de euro. Uite, asta era. A, și nu răspundem la ea acum? Nu. Vă arătăm doar așa ca să... Dacă e pe viteză de răspuns, A. Tu zici că ai răspunsul corect? Da. Știi asta sau doar bănuiești? Am încredere. Ai încredere. Și eu spun la fel, că a câștigat, da, ar trebui să mai iau după el. Da, ați fi avut dreptate. A este răspunsul corect, celălalt e Monaco. Țările astea mai miști să aibă steaguri mai înguste, așa e, vreau că ați observat și... În fine, ăsta era, ăsta a fost jocul, v-ați descurcat cu toții destul de bine. Mulțumesc că ați venit, mulțumim publicului, mulțumim Vlad Cazino și noi ne vedem data viitoare cu finala. La revedere!